viță foaie rară. Am pe lume o surioară și când mă gândesc la ea, îmi râde în piept inima, îmi râde în piept inima. Ești regina aceste zile frumoase, ești soarele și lumina în jurul căruia astăzi toți se adună. Așa și noi venim la oamenii frumoși, la chip și la suflet, ca din toată inima să le spunem un sincer și călduros: la mulți ani! La mulți ani, regină! Și cu siguranță știi tu cine ne-a trimis la casa ta. Da, desigur. Cine? Surioara. Surioara ta de data asta este departe. Și a zis: am o singură surioară, cea mai dulce, cea mai scumpă, nu pot astăzi să o îmbrățișez și vă trimit pe voi cu o surpriză dulce și cu câteva cuvinte de felicitare. O zic că nu te așteptați să primești o surpriză dulce, dar ea, uite-o, uite-o că a venit! Și din toată inima, cele mai calde și sincere urări de bine, Sofia. Pe lângă darurile astea frumoase, vezi că ai și o floricică, acolo ți-o dăm și pe ea. Dar înainte de toate, voiam să-ți citesc aceste rânduri pe care surioara ta, cu atâta dragoste, ți le-a scris. Și aici spune așa: pentru mulți este o zi normală, pentru tine specială. Ziua în care ai venit și un nume ai primit. Prima dată alintată, luată în brațe, mângâiată, bucurie de nespus, tu tatei și mamei ai adus. Lasă-mă să îți vorbesc și mulți ani să îți doresc, sănătate, fericire, pace în suflet și iubire, copilașii să ți-i crești și de rele să ți-i păzești. Dar nu am terminat aici, și la greu tu, și la bine, ai fost alături de mine. Și când ceva m-a durut, ai fost singura ce m-a crezut. Îți doresc în a ta viață un drum lung, plin de speranțe. La mulți ani, scumpa, draga și dulcea mea surioară. Această surpriză, bineînțeles, vine de la surioara Tatiana, dar la această felicitare se mai alătură finuța Andreea și tatăl Andrei. La mulți ani! De acolo, din depărtare, le-ai simțit dragostea lor mare. Da. Și ce le transmite, Sofia? Le transmit mult sănătate și lor. Mulțumesc mult pentru surpriză. Ne dor. Vreau să fie alături. Sper la vară să ne vedem. Vă așteptăm cu mare drag și să fii sănătoasă. Și le iubesc foarte mult. Deci dacă zice că e finuță, înseamnă că ai botezat-o, da? Da, desigur. Deci ești Nana, Sofia, da? Da, sunt Nana. Și câți ani are minunată Andreea? 9 anișori. Uite, Andreea, Nana ta frumoasă, tânără și minunată, bănuiesc că vă așteaptă cu drag pe toți să veniți și încă o dată să mai sărbătoriți acești frumoși 35 de ani, 35 de primăvări. Domnul Andrei, ce-i dorim noi la această minunată și dragă? Multă, multă sănătate. Am crescut 3 copii fără mamă și îmi doresc multă sănătate la copii, sănătate, mulți bani în casă și fără dușmani. Mulțumim. Da, da. Asta e ca un... Nu înțelegi. Da. 35 de anișori în urmă vine fetița asta frumoasă, minunată, să vă bucureți așa o floare de primăvară. Și bănuiesc că de atunci până acum asta își face. Vă bucură ochii, vă bucură inima și viața o face mai colorată și mai frumoasă. Bravo! Pentru tot ce ați făcut, un mare mulțumesc!
pentru surioara asta scumpă și dragă, pentru dragostea între copii care dumneavoastră i-ați învățat să se iubească, să se stimeze și chiar dacă între ei sunt mii de kilometri, uite cât de tare, cât de mare le este inima una. Păi de-aia noi am scris pe tort, de la cine, cu vorba altfel. Tăniușa? Ai, soarna, eu vă mulțumesc! Eu mă uit odată la, mă uit odată la încălțăminte, zic nici că acum nu ești tu, zic nu. Sora mea, mulțumesc frumos. Te iubesc foarte mult și te aștept acasă. Am stai bucurie și numai bine. Stai și le bucurie. Te iubesc, te vedem la Moldova la bar. Da, numai decât. Stai să fac poză. Bine, sora mea, mulțumesc frumos că eu tot te iubesc, aveți grijă acolo de voi. Pa, pa. La mulți ani florilor frumoase, cu drag să revii aici, te așteaptă o minunăție de fată. Și ție la mulți ani, felicitări cu așa o surioară și cu drag să vă vedeți la vară. Numai decât, ei faci 33 la vară. Zic că chiar să vrei să schimbi cifra, nu pot. Hai, felicitări, Tăniușa. Cerca,